Dr. doctor Barbă, e ora 7 dimineața. Parcă să aveam liber. De ce m-ați chemat la laborator? Parcă azi e weekend. Bă, Marius, gata, fără scuze. Ce vreți să facem astăzi? Vină după mine. Haideți, mă, bu fraților, man. Păi ora 7 dimineața, e weekend și el mă cheamă aici. Vină după mine. Ce ați mai făcut? Ia, spuneți-mi. Fii atent. Ce? Ia intră aici. Nu, 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 eu nu intru acolo. Să vezi ceva, doctor Barba, Nu. Doctor Barba, e, e, ceva stricat, intră. Pă, dacă e stricat, eu nu o intru. Bă. Doctor Barba, trebuie să repari, intră. A. Ah. Uh, ok, păi și ce e stricat mai exact, că nu țe... Doctor Barbă? Ce faceți? Ha, 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 bă, 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 bă stai! Stai puțin ce se întâmplă! Ce înseamnă asta? O să vezi. Doctor Barbă, ce? Ce o să vă? Ce o să se întâmple? Uh, ce? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Bă, băi, și vede, cum, cumva să mai mic? Doctor Barbă? Doctor Barba, ce e asta? M-ați făcut copil? Dar de ce ați făcut asta? Cum e? Păi cum să fie că am mai fost copil? De, de ce ați făcut asta? De ce m a făcut mic? Am făcut și eu o glumă. Foarte amuzant, făciți mă la loc! Faceți-mă la loc, puteți să mă faceți la loc. Da. Ok, păi că mă pun aici, hai. Băi, hai, faceți-mă la loc, vă rog eu. Uh, a, funcționat. M-am transformat la loc. Doctor Bărbă. Bă, băi, ești de bun, chiar a funcționat. Mamă. Doctor Bărbă, chiar credeam că o să mă blocați iară în corpul de copii și știi ce prostie o să se întâmple. Care-i treaba cu chestia asta? Bă, voi vă ați văzut, m-a făcut copil, m-a făcut adult instant. Asta e nou meu experiment. Mamă, cât de tare! Wow, bă, bă, chiar e tare, n-am ce să zic. Oh, chiar e mișto au de tot. Pă bune. Te pot face adult copil oricând non-stop. Fără efecte adverse pe bune. și îți mai zic ceva, mamă, ce mișto. Bă, bă, chiar e mișto, ziceți voi, fraților. Bă, pur și simplu, m-am transformat în copil pentru câteva secunde. Vrei să joace și Răzvan și Izabela să devină și ei adulți? Bă, da, și mie, bubuie și de s-ar bucura Răzvan și Izabela dacă stau să mă gândesc, dar sunteți siguri că n-ar exista vreo problemă? Adică, din, din, dar din câte văd, doctor, barbă, gen, putem să intrăm toți trei aici, gen, și dacă intrăm aici, nu o să se întâmple vreo prostie sau ceva? Hmm... Cum adică... Hmm... Cum adică... Hmm... Mai bine... Unu câte 1. Ok, lasă că, lasă că o să vedem. Bun, stați puțin că o să mă duc, chiar acum o să mă duc, dar da, da, stați aici. Bă, bă, bă și fete, eu zic că e o chestie tare, nu? Adică eu, eu, chiar zic că e o chestie, că e o chestie tare. Cred că s-ar bucura că, bă, până la urmă e interesant, frățelor, așa, să te transformi în adult în copil, în adult în copil și uite că pe bune chiar merge. Însă hai să vedem care e treaba, sunt curios dacă... Hopa, sunt curios dacă Copisul cu Magdalena. Bun, ce faceți aici, băi? Micuților, de ce nu sunteți în casă cu mama voastră? Ce faceți aici? Mergem în excursie. Ce? Avem nevoie de tine. Ce excursie, băi, că... Băi, ce excursie, că imediat se termină weekendul. Sau weekendul viitor? Școala organizează o excursie gratis la munte. O excursie gratis? Păi și de ce aveți nevoie de mine dacă e o excursie gratis? Trebuie un adult să semneze la mol. Trebuie să, merge, să meargă un adult să semneze la mol. A, știi unde ziceți, da, băi, și uite, acolo e o chestie unde trebuie. A, pă, și e gratis, gen? Adică dacă merg eu și semnezi, e totul gratis? Da, Ai de vină cu noi, tata. Bă, hai că vin, băi, și vede, dacă copiii vor să meargă în excursie, nu-i nicio problemă, dar înainte, vreau să vă arăt ceva, fiți atenți, înainte să mergem, vreau să vă zic că doctor Barbă a făcut un experiment nou nebun în care poți să te transformi din adult în copil și din copil în adult în câteva secunde fără niciun fel de efect advers, fără nimica. Hai, veniți cu mine să vă arăt. Adică, bă, gândiți-vă că eu acum, eu acum 5 minute eram adult, acum 4 minute eram copil și acum 3 minute iar sunt adult. Eu sunt adult, tu copil. Bă, adică, ați văzut, băi, și că nu sunt efecte adverse de gen să, să se întâmple ceva și chestii de genul. Deci ar trebui să fie totul bine. Hai, vine și tu, Izabela. Eu vreau să rămân copil. Bă, ce drăguț. Ce drăguț. Șoare ce, băi, alo, alo, ai grijă. Bă, fațuri, bă, e bine că nu mai există genul ăla de efecte adverse, de nu mai funcționează, de nu știu ce. Doctor Barba? I-am adus pe copii, hai să vedem care-i treaba O, copii, fiți atenți Hai să facem o chestie, o chestie amuzantă Deci fiți atenți, vei veniți aici Răzvan Izabela, vei veniți aici cu mine Deci doctor, Barba, ca să facem așa un uh, un asta de, de amuzament. Faceți-mă pe mine copil și faceți-mi pe ei doi adulți Să vedem care-i treaba Ok, haideți să începe uh, Doctor Barba, să zic că mi-am adus aminte o chestie N-a zis să intrăm pe rând N-ar trebui să fie o problemă, nu? Că suntem toți aici, e ok așa, bun Ok, hai să vedem dacă, dacă o să funcționeze sau nu Bun, cred că... Uh, cred că ne-am transformat Cred că s-a transformat doar Izabela, ok De ce Izabela e mare și eu nu? <laughs> Mamă, perfect. doctor, barbă, ce doamne, iartă mă s-a întâmplat. De ce sunt eu mic? De ce Răzvan e tot mic? Adică ce s-a întâmplat? De ce sunt așa mare, mamă? Pare că n-a funcționat. Cum adică să nu funcționeze? Doctor, Barba, sper că puteți să ne faceți la loc, nu? Adică sper că nu e vreo problemă. Marius, sper. Cum adică sper? Băi, hai, toată lumea înapoi. Toată lumea înapoi. Tu ai insistat să intrați toți trei. Toată lumea înapoi. Haideți, vă, vă rog eu, puneți-ne la loc, doctor, barbă. Ok, hai să vedem. Hai să... Hai să revenim. Uh, hai, doctor Arba, dați drumul la chestia asta, la... ce fi? Vă rog. Hmm. Dați drumul, vă rog, adică normal. Nu prea merge. Cum adică nu merge? cum, cum adică nu merge? Asta e problema. Programul are o defecțiune. Cum adică are o defecțiune fix acum? Trebuie să ne fac tot. E vina ta? Cum adică e vina mea? Cum adică e vina mea, mamă? Ați intrat toți trei, dar a, ați zis că e bine. V-am și întrebat. A, a, gen, înainte de transformare, v-am și întrebat. Asta e acum. Păi și în cât timp o să trebuiască să... O să dureze câteva ore. Aia e, doamne ajută băieți și fete că măcar Izabela e adult și că nu-i șoare cu asta mică, făcea numai prostii. Totuși e bine. Fă-mă doar pe mine, lasă-i pe bătaș din gură, taș din gură, stai aici. Uh, bun, Păi na, atunci hai să mergem acasă Și să stăm normal Nu avem nicio problemă, câteva ore Băi fete, eu stau liniștit că Nu se întâmplă nimica Vreți să mai încercăm, dar sunt șanse de moarte eh, Nu, nu mai vreau să încercăm Trebuie să mergem la excursie uh, Izabela, la 18 se închide la mol. Uh, nu putem să mai mergem la excursie Pentru că tu ești adultul Eu cu răzvan acum suntem copii De ce Nu pentru că nu mai putem să mergem, adică eu trebuia să fiu adultul și să vă dau acordul să mergeți în excursie. Și ce? Bă, voi vreți să mergem la mol și tu să te dai drept adult? Tata, eu nu pierd excursia, pierdem excursia. Doamne, iartă-mă. Din cauza voastră, băi, Izabela, băi. Da, Izabela o să fie mama. Mă lasă să le fac program, vă rog, în liniște. Băi, hai, hai să plecăm, hai să lăsăm pe doctorul Barbă aici. Doamne, iartă-mă, nu, 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 nu. Bun, deci stai, Izabela, vine aici. Uh, bun, deci băieți și fete Deci, ca să înțeleg voi deci, Trebuie să mergem la mol Și tu să iei două aprobări pentru excursie mm. uh, Bun, Izabela, fii atentă, mergem Deci mergem, ne prefacem că tu ești mama noastră Și nu știu ce, dar să nu faci prostii Cum a făcut șoare cu ăsta de răzvan Că ultima dată când ăsta a început să comenteze Mamă, deci, să vezi ce îi făceam Eu nu pe discuție, odată îmi place și mie la munte fără școală E, e ok așa, Izabela? Hai copilul meu, doamne, iartă mă, doamne, sper să fie tot bine, ok. Uh, mama, deci, nu știu, băi, și fete, dacă Izabela știe să conduc, adică șoare cu ăsta barnare, are dar el nu prea are habar multe chestii. Nu că ma mașina e... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. lasă mașina asta, lasă, -o, lasă, -o, lasă, -o, lasă, -o. mașina e la noi, mamă, băi, și fete, să nu ne vadă Magdalena, după iară să ia Magdalena de mine, iară să ia Magdalena de mine, lasă să nu ne vadă mama voastră. Șoare, ce nu mai zici, șoare, ce băi, sunt la fel de mic ca tine, mai comentată, dacă acum m apuc de tine și nu te mai lasă în pace. Pleacă de aici. Șoarecilor, mamă, bă, băi, și fete, ce mic ești, doamne, iartă, mă. Izabela, e sigură că știi să conduci, e sigură că totul merge bine? Nu vă mai certați mai bine decât voi doi, da, mamă. ne pleacă, băi, de aici. Uh, Izabela, e sigură? Ok, băi, și fete, se pare că... Se pare că știe. Băi, băi, nu mai faceți mișto, te rog, ai grijă. Uh! Se pare că știu, băi, și uite. Nu! No, ai grijă, ai grijă, ai grijă, Isabela, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Băi, nu e atât de bine, dar e mult mai bine decât, uh, decât Răzvan. Adică, na, cine s-ar fi așteptat la ceva... Hai că da, hai că nu. Ok, Isabela, te rog să nu facem vreo prostrie și să mergem la mol, da? Nu mergem niciun de altundeva, mergem direct la mol. Eu zic că așa ar fi cel mai bine. Uh, băi și fete, ne-am oprit la bancă, nu înțeleg de ce. Bă, șoarece, nu era excursia gratis. De ce suntem la bancă? Izabela, ce-ai făcut? De, de ce te-ai dus la, la bancă? De unde ai cardul ăsta de credit? poți ăsta cardul meu! Să scot banii! Păi, păi, păi pentru ce să scoți banii dacă excursia e gratis? Ai luat-o razna? Pentru ce să scoți banii? Eu sunt adultul. Păi da, tu ești adultul, dar pentru ce să scoți bani? Că n-are sens. Fără întrebări. Bă, Izabela! Oamne, iartă-mă, bă, fraților! Bă, sper că nu o să cheltuim, mai face și ea cumpărături, o să facem niște cumpărături și îmi cumpără și mie, ha, 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 din gură! Ok, hai să, hai să mergem la mol acolo unde trebuie să semnezi tu acum, ha? eu conduc, termină cu prostia astea, băi, nu, no! nu, no, nu, no, nu, no! nu lasa pe de de să o conduc, eu conduc, Razvan Adolto, du-te în spate, Izabela, dar niciun caz nu conduce și cu asta. Orca, haide că n-avem toată ziua. Doamne, iartă-mă. Bă, câți bani ai scos, Izabela? să spunem, secret. Cum adică secret, oameni, iartă-mă. Pe toți, Izabela, taci din gură, șoarece. Mamă, ok, bun, hai, arată-mi unde să... Unde mergem? Bă, ai grijă să nu faci vreo prostie. Haideți, ok. Doamne, iartă-mă. Soamne, man... Mamă, e ciudat rău de tot, bărăzvane, bă... Izabela, pe unde o luăm? Ce facem? Bă, nu, nu, nu mai ține cardul ăla de credit, bă, că mi se face rău vă cu el! Ce faci? Doamne... Băi... Băi, ha, ha ha nu mai răde și tu ca șoarecă, nu mai răde! Ce frumoasă e viața când ai bani de cheltuit, bă, te rog, eu ai grijă ce faci! Unde, aici? No, oh my god, ok, ok, hai să mergem pe și fete, să semnăm, bun, bă, luăm asta și după plecăm acasă, gata. Ok, bună ziua, soamne, iartă-mă, excursie, nu mai fac așa, soamne, iartă-mă, bă răzvane, bă, bă te rup eu. nu mai faci, nu mai fac asta, că mergem în excursie, taci din gură. E vorba despre excursie, cea gratuită, excursia de la munte, ok, de ce o să semneze? Ea e adultă, trebuie să semneze. Așa despre ce vorbiți. Perfect. Bun. Ea semnează, mergem acasă. Numai bine, doctoralul poate. bștii, ăsta, taci din gură. Dar prima dată o să vă fac niște oferte. Ce oferte? Băi. Uh, uh, Bună ziua, nu era gratis excursia. Excursia este gratuită, ce oferte? Oferte pentru ce? Ce vrea copilul ăsta? Băi, Isabela, excursia era gratis, ce oferte? Îl puteți ține în frâu, vă rog? Nu-l băgați în seamă. Cum, a, cum adică? Eu sunt adultul. Cum adică? Că dacă nu chem paza, crede că ești copil. Mă, din gură, mă, țași din gură. Deci, deci ce? Șoarece fă liniște. Deci ce? Cum adică? Ce oferte? Băi, astăzi bă, fațelor, nu era... Dacă vreți o cameră de mega lux, costă 500 de dolari, un preț foarte bun. Băi, Isabela, ce cameră? Nu mergeți la munte! Mergeți cu cortul, ce cameră? Nu. No. Un preț... 500? 500 de dolari? Puci ce doamne iartă, mă? Ce doamne iartă, mă, 500 de dolari? Isabela, am cu de toși din cură. V-ar plăcea o vită cu foiță de aur? Ce vită cu foiță de aur, băi, Isabela? cu de aur. Bă, nu, 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 Așa e, fi ce Cumpără tot Izabela, bă, tu din gură, bă, tu pleacă de aici. Doamnă, cum adică, băi, alo, eu sunt adultul, aici este o înțelegere, neînțelegere foarte, foarte mare, tăiesc toate astea de peristă. Îl dați afară, vă rog, băi, gura mică, o, ce adult ești tu, mam, mamă, să vezi ce să fac și orice, să vezi ce să fac și când te prind, să vezi ce fac să vezi ce fac vreau să iasă de aici așa. Doamne, iartă-mă, băi, băi, fraților. Băi, și o ultimă ofertă? Ce ultimă ofertă? Gata! Mai faceți dacă aveți, vezi și o cameră de gaming? Cu ce te ajută o cameră de gaming dacă te duci în excursie? Te duci să vizitezi? O, pentru Răzvan Ei, ce ei Mășoare, ce Perfect iartă-mă, vezi dacă chita ta 3.000 de dolari, Izabela. Nu, nu, 3.000 de dolari. Adică 3.000 de dolari, bă! Cum adică 3.000 de dolari? Păi, ți-am zis eu că e gratis. Mamă, mamă, ce-ți fac, orice? Atunci rămâne doar să mergeți în vacanță. Doamne, iartă-mă, bă, ce țeapă! Ce țeapă! Uai, cum o să facă Magdalena? drum bun, vacanță frumoasă, Izabela, în momentul ăsta mergem, mergem acasă, gata. Nu mai facem nimic, mergem acasă, pe bune, deja m-am enervat. Mergem acasă, da? Ai înțeles? Toată lumea, to 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 lumea, merge acasă. Ha, 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 cum adică ha, ha, ha. Nu sunteți fericiți? Nu, normal că nu suntem fericiți. Vai de capul și de zilele mele, deja 3000 de dolari pagubă. Hai să mergem, hai să mergem acasă. Doamne, iartă-mă. Nu. Cum adică nu, Izabela? Nu mergem acasă. Da unde mergem? Vom merge să cumpărăm un cort Pentru ce ai nevoie de cort Dacă ai cameră de lux de 500 de dolari Ha, ha, ha Bă, ca un de, Pentru ce ai nevoie de cort În cameră mergem doar dacă e prea frig Poftim Doamne, iartă-mă Nu. Isabela, deci O să mă duc la bancă și o să retrag Deci blochez cardul Să nu mai poți să faci nimica Blochez captul, deci pe bune terminați și vă, vă și pedepse pe amândoi. Să vii și tu. Bă, tu o să fii pedepsit și oarece. Să nu-i asta, înțeles? Ești copil, nu poți face asta. Ha, 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 ha. Doamne, iartă, mă. Dar avem noi cort acasă, avem noi cort acasă. Avem noi cort. Izabela a luat cort. din gură. Avem noi, noi un cort acasă, avem nevoie de unul nou. Ce nou, oameni, iartă, mă, bă. Cu nu fresul nu-i corect ce se intampla, Haideți, ce, haideti, mu. ce te uiz la mine, șoarece. Nu mai da, ia pleacă de aici. <laughs> Cea mai tare zi din viața mea, doamne iartă unde mergem, unde, doamne, iartă-mă, mai mergem. Și asta, pe de Crăciun, și asta. Aici, acum, adică aici. Mama. Vânzătoare, bună ziua. Ce asta, băi? Camp shop. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Ce ați vrea să achiziționați? Uh, cel mai ieftin cort pe care îl aveți. Să ne ziceți mai exact uh, cât ar costa. Tot magazin, dacă se poate. Nu. Ce vrea copilul ăsta? Băi, de ce nimeni nu mă bagă în seamă? Băi, un cort, un cort ieftin dacă tot. Băi, ce e aici, amen. Răzvane, trezirea, băi, șoarece. Vă rog să nu mai să vorbească. N-am chef de copii să, oh, neartă mă, nu știu să nu știu ce vorbește. Ce se întâmplă, băi? Avem un pachet iară. Iară i dă apă, iar i face ceva ofertă de bă, efectiv vine să să dau cu de preț. Cort, sac de dormit, grătar la doar 1700 de dolari. Cum adică? Cum adică? Sună bine, dar ce mai bun preț de pe piață? Ceva mai premium, nu aveți mai scump? Ce mai scump? Bă, dar pentru ce ai nevoie de grătar? Pentru ce Nici măcar nu poți să-l duci acolo. Pentru ce ai nevoie de grătar? Taci copile. Cortul este de lux. Cum poate să fie un cort de lux? Ce cort? Are o mini chiuvetă în el. De ce avem... Da, da, de ce ai nevoie de facă... Să ne facă doctor să, ne... Să mă facă adult. Hai că te face adult, bă, tu ai interdicție. Ai interdicție la așa de ce, să nu uiți. Vreau cel mai bun cort existent pe piață, nu cotează prețul. Vă rog, luați copiii de aici. Băi, 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 răzvane, tu ești, doamne, băi, Isabela, băi, pentru ce avem nevoie de cort cu chiuvetă cu în l Am luat-o, razna. Este cel mai bun cort existent, hai că e. Este cel mai bun deloc. Hai că e ce, băi, e, e, e... ca la o nuntă. Păi da, băi, noi vrem cort de camping să te duci în pădure la munte, nu la nuntă de 500 de persoane. Copile, ești ce să ies, băi, asta vrem. Care a zis că e prețul, pleacă mă, iartă-mă, bă, numai din cauza ta, mă, că ai vrut ora peste facea, dumă, numai din cauza ta, țuamne. 1800, a zis 1000, a zis 1700, din a zis 1700, pentru că e copilul tare în gură. În regulă, luați 2000, cum, cum, cum adică să ia 2000? Vreau și eu, ce vrei tu, băi, băi, tași din gură, ce vrei tu, dăm -mi și mie cardul, bă, pleacă mă de aici, ce, ce car vrei, pleacă. Hai, băi, nu, 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 doamne, iartă-mă. Făceți să tacă din gura că vă iau 3000. Haideți, doamnă, să plătesc. Nu, Izabela, nu, 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 aleu, nu. Nu, nu spune să se blocheze cardul. 2100. Ce 2100? Bă, tu negociezi să se blocheze cardul, să se blocheze cardul, doamne te rog, doamne, să se blocheze cardul, a mers perfect. Izabela ai dă mai mult, ha, 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 mamă, bășoare, ce vezi că nu mai ești din casă, băi, nu mai ești din casă până ai 45 de ani pentru chestia asta, ai grijă. O zi bună, doamne, iartă-mă. Bun, Izabela, acum că am cheltuit aproape 5.000 de dolari, nu, peste 5.000 de dolari pe toate prostiile, hai să mergem o dată acasă, pe bune, doamne, iartă-mă. Ha, ha, ce, ha, 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 nu, Marius, cum adică nu? Încă mai am bani. Ha, mă, Isabela, ce doamne să mai cumpărăm? Nu, hai să plecăm. Nu, trebuie să plecăm neapărat acum. Nu mai avem nicio șansă. Așa că ne vom opri la o cafenea. Huh. Lăsați, băi, și fete, măcar atât. O cafenea, hai că e scumpă. E ieftină. Cafeaua cât de scumpă poate să Ia uite, chiar acolo o cafenea sus. Hai, vină pe aici. Bun, băi, și de bun. Hai. Huh. Mai luăm o pauză de la... Cum zice? De la... Cheltuitul haos, mamă, deci când o să afle Magdalena Să vedeți ce o să-mi facă Să vedeți ce o să facă, dar nu e vina mea pe băieți și fete Nu e vina mea, eu credeam că vin cu ei la mult, Nu de asta Doamne, men, doamne Hai să vezi ce fac cu ăsta ăla. arunc de pe e Asta, fie păzea Nu merge să-l iau pe fraier Pleacă, bă, de acolo Am intrat la cafea, ne huh! Măcar care e că o să fie ceva mă. Bună ziua, bună ziua, vrem și noi. Trei cafele, să spunem așa. Trei cafeluțe normale, nu știu ce. Și eu vreau trei. Ce, de ce vorbești... De ce vorbește copilul? Doamnă, băi, vă rog, eu mă mut, Ăștia au ceva cu copii. Eu vreau doar trei. Șapte cafele mari. Ce, ce faceți cu șapte cafele? Ce Doamne, iartă-mă. N-are niciun sens. Avem o cafea de asta mică. La 3,50$. Da, ține șapte, da, le, le aruncăm la... Nu mersi. Sau ceva lux. Poftim. Ce? ce asta? Bă! Bă, ce asta? Cafeaua gigantică. La doar șapte... Ce, bă? Bă, ce? Bă, nu... Bă, nu faci 750? Băi, aici sunt gen 5 cafele normale. Cum adică 7? Dați-ne 4. Băi, alo. Cum adică 4? Cum adică nu avem 4? Doamne, mulțumesc. Cum 4? Băi, de fapt nu 6. Băi, Izabela, termină, mamă, mamă. Băi, tu, tu ce râzi atâta, Tași din gură? Una doar. Băi, și una, păi, tu, Do Do doamne, cum adică 750 de dolari cafeaua asta? De ce vorbești, doamne? Măcar două, băi, 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 ce se întâmplă, băi? Izabela, ia să-ți a venit o idee lușa de cu asta. Nu, 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 nu. vă rog, Nu. Am cumpărat un calculator nou după. Bă, 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 din gură, tași din gură să vezi ce fac, tași din gură. Te rog, ce calculator să-ți cumperi? Tași din gură. Doamne, tu mai hai să plecăm. Bă, și aici în mall nu cred că e magazin de electronice sau ceva. Doamne, ajută Isus, sus Hristos să nu se tăpe ceva. Luați 1500... Ce? Să la revedere. Mamă, alți bani, băi, fraților, ce doamne, arată mă ne facem. Ok, hai să plecăm, gata, am cumpărat toate prostiile posibile și imposibile, hai să plecăm. Deci vă rog eu, terminați, vă rog eu că chiar nu știu ce o să facem, stai. Ce mai e, Izabela, ce doamne, arată mă, mai trebuie să facem cumpărături, ce cumpărături să mai facem și pentru acasă? Adică, ceva de mâncat pentru la munte. Doamne, iartă-mă. Ia uite, food mart Uite, chiar aici, chiar aici, uite. Hai. Aici, băi și fete, n-are ce să fie scumpă magazinul ăsta, fie vorba între noi. Ia uite. Uite, ce avem aici? Uite, inele de ceapă. Izabela, uite, uite. Ia, deci inele de ceapă. Ia uite. Pâine. pâine cu porumb. Ia uite. Uite, toate astea. Uite, Izabela. Uite. Tot ce vrei. Bună ziua. Pleacă-mă de aici. Vrem tot ce e aici. Pleacă șoarece. Ia uite. Legume, fructe. Haideți, bici, că aici chiar nu mai are ce să... Ce să ias cum fie vorba între noi. Eu zic că tot e bine. Uite, rodie. Uite. Ia tot ce vrei de aici, Izabela. Ia pentru acasă. Mergem acasă. Bro, iartă mă băi și fete. Mă gândesc, oare ce o să facem cu banii pe care i-a cheltuit, bro? Tu ce te uiți așa la mine, șoarece, Să vezi că după... După ce îmi cumpără calculator. Hai că îți cumpără calculator. taci din gură. Izabela, ai luat tot ce trebuie? Bună, da, se pare că da. Bună ziua. Deci aș dori, în primul rând, acest frigider. Băi, alu, alu, ce frigider? Băi, ok, cum adică? Cum adică? 800 de dolari. nu avem nevoie de frigider. Și asta? Păi, nu avem nevoie de așa ceva, Izabela, ai luat o razna. Ha-ha-ha, mamă mam, ce mă enervează când vă pășoare costa. Încă 600. Ce, doamne, arată-mă. Și acum asta. Ce, încă 600. Stai. Astea cât costă? Ai că astea n-are cum să fie scumpe. Haideți, domnul casier. Totalul va fi 1550. Dar, dar ce, mai avem ceva. Ce mai ai? Bă, băialo, bă, alu, bă tu nu, ești casă. Nu, nu Nu trebuie să treci prin casă. Ce, ce mai ai? Ceva. Ce ce, mă? Un măr de aur special, wow. Păi, păi, Izabela, e țeapă. Nu mai, nu mai râde, nu mai râde, că... Doamne, ce, ce bine arată. Ce, doamne, arată, mă. Care costă doar 870... O, oh, oleu. Doar atât, Izabela, cu adică doar atât, cu o iau raza, cum adică doar atât. Nu mai râde. Doamne. Vreți mai mulți? Nu. Nu, no, nu, no, nu, no. dați patru, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. mă, bă, și fete, mai avem niciun ban pe card. Nu mai avem niciun ban pe card, nu mai avem niciun ban pe card, nu, care... nu mai avem nimic. Ne-am nenorocit, ne-am nenorocit, asta a fost cu noi. Faceți totalul, vă rog. Ce total, de ce tot comentează copilul? Tași din gură, băi, și tu. Doamne, Răzvane, fii atent! Ia stai aici să-ți fac o poză pe asta, că nu mai abia să-ți fac o poză. No! Șoarece, stai acolo, mai sus! Ia, fii atent! Uh, Ziciz și Sari! Nu te împing, Doamne, iartă-mă! Hai, pleacă-mă de aici, pleacă -mă. pleacă, -mă. pleacă! -mă. Doamne, iartă -mă. nu te mai suport! Haide, mă, Izabela, ce Doamne, iartă-mă, luați tot teancul! Cred că sunt puțin pe... Băi, ce? Ce? Isabela, hai să mergem o dată acasă, doamne, iartă-mă! Mergem la laborator, haide copii! Doamne, iartă-mă! Doamne, acum mergem de aici, eu vreau adult, acum că mai că mai, ești tu adult, o să mai fii tu vreodată adult. Pe unde trebuie să o luăm? Mamă, cred că pe acolo, da, pe acolo. Doamne, iartă-mă, băi, 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 ce se întâmplă? Băi... Păi, fraților, nu mai avem niciun bani. Izabela, ai toți banii. Absolut toți banii. Pe ce mă pe frigider, pe cafea gigantică? Ce, doamne, iartă-mă! Mă, deci chiar acum mă duc la doctor barbă. Doamne, bă, te rog, te rog să, să ne revenim, să nu mai fie nicio problemă. unde e mașina? unde e mașina noastră? Conduc eu. În niciun caz, nu mai mergem... Cine știe la ce magazin mai mergem? Veniți aici. Nu, eu conduc. Ori conduc eu, ori nu mai, nu mai vine nimeni. Conduc eu, ești copil, nu mai interesează să mă oprească poliția. Oricum, domnul polițist știe care e treaba. Ha, ha, ha. Taci din gură. Dacă ne oprește poliția, eu voi fi adultul de abia aștept, mama răzvane. lasă că o să vorbesc eu cu, cu domnul doctor o să te facă și mai mult. Oprește puțin la bancă, iar termină. În niciun caz. Am niciun caz. Haide că, că merge la doctor Barba, Doamne, știu, pentru să ne, să, ne, refacă doctor Barba. Bun! Gata! Ne-am revenit, doctor Barba, mulțumesc. Mamă, mamă, să vezi ce vă fac, bă, copiilor, bă. Mamă, deci, nu, nu, deci, să nu-l faceți adult. Să nu-l faceți adult pe, pe nemernicul ăsta, mic, sunteți la fel. Ia, ia, stai, ce? Un mesaj nou. Magdalena, Mario, s a cheltuit 8700 de dolari, ce ai făcut, doamne? Iartă-mă, acum trebuie să-i exprim Magdalena. Răzvan data tău nu vrea. Bă, ce adult! Doctor Barba o să revin mâine cu șoare ăsta la laborator dacă puteți să-l faceți pe jumătate cât e acum. Pe ce ai cheltuit atâta? N-am cheltuit nimic. Băi, Izabela, ai luat-o razna. Deci am cardul tău în inventar. Ce cardul tău, doamne? Iartă-mă, doamne, iartă-mă. Hai să mergem acasă, hai să mergem acasă, mă, băi și fete. Cred că Magdalena o să fie nervoasă rău de tot și pe bună dreptate, bro. Doamne, men, fin o dată. Se preface că nu știe. Tu o să te prefaci că ești din cameră, că nu o să mai ești de acolo. Doamne, iartă-mă. Eu iau mașina, plecați de aici, să nu faceți vreo prostie. Doamne, men, haide să... Deci să parcăm mașina Și na, o să, o, o să încerc să explic uh, uh, Dar Izabela a nu eu, Taci din gură Că voi să-ți ia calculatorul. Doar pentru asta ești pedepsit Soamne, o să încerc să explic Magdalenei ce s-a întâmplat, sper să mă înțeleagă. Uh, Magdalena, bună, bună iubire. Uh, știu că ai văzut probabil ce s-a întâmplat, dar zic că nu sunt eu vinovat. Deci, doctor Barbă ne-a transformat pe, gen, m-a transformat pe mine în copil și pe Izabela în adult și Izabela s-a dus la mol și a cheltuit toți banii ăștia. Deci, pe bune vorbesc. Lasă asta cu doctor Barbă. A cheltuit-o... Bă, voi, bă, voi să se simțiți? Voi mințiți? Nu e prima dată când ai vina pe el? Păi pentru că nu e vina mea, e vina, e vina lui Isabela, ea a cheltuit, nu eu. Pe bune, Magdalena, gen... Bă, asta e adevăr, uite copiii zic contra, păi mint, mint. A nebunit data că a cheltuit el, de el toți banii. Șoarece, mamă, mamă, șoricelule, mamă, să vezi ce fac. Am dormit până acum, ce să dormi? Deci si n-am cheltuit, deci... Deci Izabela a cheltuit, a cumpărat frigidere a cumpărat, nu acces la car. Păi, ba, da, pentru că Izabela s-a transformat în adult și am devenit copil. Da, ea. Nu am cheltuit nimic. Marius, ce ai? Mă, super, bă, Magdalena, vorbești serios. Deci nu s-a întâmplat asta, Vorbești serios. Te rog, du-te, fă banii la loc, fă ceva la bancă. Păi da, n-am ce să fac, ea. Că ai deja a cumpărat cafea de 700. Este... Du-te, dormi afară. Hai, bă, Magdalena. Vorbește la bancă, o să dormi afară și oarece, Mam, mamă, mamă, să vezi ce-ți fac ție și Doamne, iartă-mă, bă, bă, și fete, ce mă fac, cum fac bani la loc, doamne, iartă-mă.